În numele Domnului. Amin. Haideți să deschidem cuvântul Domnului la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 31 până la 35, un cuvânt cunoscut, pagina 1067 în Scriptură. Fapte, capitolul 9, începem citirea cu versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a coborât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit pe un om, anume Enea, care zăcea de 8 ani o log în pat. Enea, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului că într-o după masă frumoasă de septembrie avem harul acesta să ne aflăm în casa Domnului, sănătoși, cred că majoritatea sau cei mai mulți, poate chiar toți, am venit pe picioarele noastre, probabil bebeluș a fost adus în brațe. Îi mulțumim că am putut veni în casa Domnului, unde este chemat numele Domnului, dar să știți, avem o problemă de obicei duminică după amiază să predicăm, pentru că frații sunt obosiți, frații, mai ales când e vorba de căldură, parcă sunt somnoroși, vin bine hrăniți de acasă și cum să le predice Evanghelia? Dar m-am gândit, dacă ar intra acum în adunare un bărbat, să aibă două tăvi. Pe una să aibă prăjituri și pe alta cuie. Ce ați alege? Un cui sau o prăjitură? Surorile, ce ar alege? Prăjituri, așa e? Proverbe, capitolul 18, versetul 8, spune așa. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Mănâncă surorile prăjituri sau nu? Să cam caut, așa e? Eclesiastul, capitolul 12, versetul 11, spune altceva. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și strânse la un loc sunt ca niște cuie. Auziți? Cuvintele bârfitorului sprăjituri și cuvintele înțelepților scuie. Acum aceasta alege. Acum am luat toți cuie, așa-i? Vedeți? Să știți, am băgat de seamă că diavolul are o tactică. Atunci când se dă un cuvânt mai important, atunci parcă intrăm cu cineva pe ușă și suntem toți atenți și noi uita pe ușă. Atunci când dă Domnul un cuvânt deosebit, plânge un copil și se întâmplă, cine plânge? De ce nu-i atent părintele? Și cuiul care se dădea atunci, în momentul ăla, îl pierzi. Și mâine, când firea vrea să se dea jos de pe cruce, nu ai cuiul pregătit. Noi suntem aici la adunare ca să acumulăm cuvântul lui Dumnezeu. Îl strângem în inima noastră și atunci când diavolul ne caută pe terenul de luptă, venim înaintea lui. Este scris, Doamne, dă-ne biruință, amin? Biserica Domnului, Biserica Pentecostală, Biserica apostolică a fost însoțită de semne. Și Iisus Hristos este același ieri și azi în veci. Dar îmi pun întrebarea, de ce noi astăzi nu mai suntem însoțiți? De ce spunea psalmistul Asaf în psalmul 74? Semnele noastre nu le mai vedem. Nu mai este niciun proroc care să știe până când. Ar putea să vă spun și vreau să vă spun două, trei cazuri. Și cred că dacă s-ar ridica frați în vârstă, ar putea să spune multe mărturii cum Dumnezeu a lucrat. Era un frate, poate unde s-au auzit de el, mulți. Fratele Ilie Tuda, din zona Făgetului, trebuia să meargă să dea cina Domnului undeva lângă Reșița. S-a dat jos din tren, trebuia să treacă niște dealuri, să ajungă într-o localitate unde era un grup de frați adunat pentru părtășie. Și fratele era slujitor, trebuia să împartă cina. Mergând peste niște dealuri, a întâlnit o femeie, era la sapă. S-a apropiat fratele de ea pentru că nu cunoștea bine zona și a întrebat-o, Doamnă, nu cunoașteți aici, în localitatea apropiată de aici, un grup de credincioși pentecostali adunați la rugăciune? Și femeia, fiind ortodoxă, auzind că fratele este pentecostal creștin, a început să-l blasteme, să-l înjure. Și tu ești rătăcit din acela care te-ai lăsat de credința adevărată? Fratele, văzând că n-are cu cine sta de vorbă, s-a luat și a plecat mai departe. A făcut numai câțiva pași, și sub un pomișor, a văzut un leagăn. Și în leagăn era un copilaș care plângea. S-a oprit fratele să vadă ce are copilașul. Și când s-a uitat mai atent, copilașul era orb. S-a dus fratele la copilaș și l-a luat în brațe, ca să-l liniștească. Era copilașul femeii. Femeia, când a văzut că i-a luat copilul în brațe, a zis, eu l-am blestemat, acum el îmi bate copilul. Dar asta era omul lui Dumnezeu. A făcut o rugăciune scurtă.
și când l-a lăsat din brațe, copilul și-a căpătat vederea. Acesta e Dumnezeul nostru, fraților. Nu trebuie să vină televiziunea, cum vine astăzi prin adunări să filmeze. Dar era Dumnezeu prezent acolo. Când a văzut femeia, știi ce a făcut? O lăsa sapa, o lua copilul în brațe și stai că vin și eu să mă pocăiesc. Acesta e Dumnezeu adevărat, fraților. O rugăciune scurtă, dar Dumnezeu a dat răspuns pe loc. Mi-aduc aminte, mărturisea tatăl meu un caz. Un frate avea 7 fete, una după alta. Numai fete avea. Și la un moment dat, fratele acesta era șofer, s-a îmbolnăvit de cancer în zona gâtului. Au luat zile de post, nicio schimbare, ungere, nicio schimbare. A fost la medici, tratament, raze, nimic. Starea se agravea din zi în zi, la un moment dat fratele a fost intuit la pat. Dar într-o dimineață, fetița lui mică, cea mai mică, de 4 anișori, s-a apropiat de patul lui și a zis, tati, nu vrei să mă rog pentru tine să te vindece Domnul? Și tati a zis, ba, dar roagă-te. Dar au zis, fetița, stătea acolo în pat. Dar tata, vine mai aproape să pot să-ți fac punerea mâinilor. Și s-a gândit tata, păi, să nu-mi dezamăgesc fetița, măcar că punerea mâinilor o fac prezbiterii. Dar tata așa, cu ultimele puteri, s-a apropiat de marginea patului. Și fetița a făcut o rugăciune simplă, nu filozofică. Oi, Doamne, ai milă de tati, că el ne aduce bani acasă și dacă nu ne aduce el bani, noi nu avem ce să mâncăm. Și te rog, vindecă-l. Ascultat-o Dumnezeu, ce părere aveți? Când strigă un nenorocit Domnul, aude. Și Dumnezeu l-a vindecat. O fetiță de 4 ani. Acesta e Dumnezeul nostru. Dar ne gândim astăzi. Astăzi. De ce ne rugăm 200 de persoane pentru gaj și nu se vindecă? De ce? Știți cazul acela din Scriptură când Ieremia era aruncat în groapă. Spune cuvântul în Ieremia, capitolul 38. Ebed-Melec etiopianul, văzând că Ieremia este în groapă, s-a dus la împăratul Zedechia și a zis, împărate, nu-i bine, măcar că el era etiopian, ar fi trebuit evrei să intervină pentru el. Dar un etiopian, un străin, un famen, avea inimă pentru lucrare. Și cei din Israel voiau să-l omoare pe Ieremia, nu-i așa? Nu se întâmplă și astăzi? Fetița aceea din Siria știa că în Samaria este un proroc, iar împăratul din Samaria nu știa că are Elisei acolo. Nu știa. Și Ebed-Melec a zis, împărate, hai să-l scoatem afară. Și zice împăratul, știi ce? Du-te și scoate-l. Și ai Ebed-Melec etiopianul 30 de oameni. Și se duc și îl scot pe Ieremia. Și se pune întrebarea, dar de ce a trebuit să ai Ebed-Melec 30 de oameni? O fi fost Ieremia gras de o tonă? Că dacă s-ar întâmpla să cadă cineva într-o fântână, să duc 2-3 oameni și să scot fără nicio problemă. Hai să zici 5, dar nu 30. De ce au fost totuși necesar 30? Acolo în capitolul acela 38, versetul 9, ne spune secretul și în versetul 10. O zise Ebed-Melec către împăratul Zedechia, să știi împărate, s-a terminat pâinea din cetate, nu mai este pâine. Oameni nehrăniți, nealimentați. Și pentru că n-au mâncat de multă vreme, erau așa de slabi că 30 de oameni abia făceau cu 3 buni. Citeam despre anumiți oameni care au fost eliberați din lagărele de concentrare naziste, de exemplu când au intrat americanii și au eliberat pe cei deținuți la Auschwitz, erau niște oameni acolo așa de slăbiți că nu puteau să le ridice o lingură goală până la gură. N-a pune pe ăștia să-l scoată pe Ieremia din groapă. Oamenii nemâncând de multă vreme au ajuns așa de slabi că 30 de oameni slăbiți, făceau cât 4-5 buni. Și ne gândim noi, slabi ori fost ăia. Hai să revenim la noi. Matei 18 spunea Domnul, dacă doi dintre voi se vor uni pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Doi. Și noi ne adunăm 2000 și nu facem cât doi. Nu e adevărat? Se îmbolnăvește bună oară un frate păstor, slujitor. Nu dăm nume. Nu de mult a trecut din viață un frate păstor din Arad, 50 de ani. Mii de zile de post, mii! Mii de frați care au postit pentru el. Și totuși a trecut din viață. Nu mai este Domnul același? Domnul e același. Urechea lui la fel de tare. Noi ne-am schimbat. Dar cu tristețe nu vrem să recunoaștem. Asta e problema. Avem de-a face astăzi cu un popor și spune cuvântul în Proverbe, capitolul 30. Versetul 12. Și asta nu e un om doi, un popor întreg, spunea acolo înțeleptul. Este un neam de oameni, un neam întreg, care se crede curat, dar nu este spălat din tinăciunea lui. Care o fi neamul acesta? Un neam întreg. Mergea un frate spre locul de adunare și în drumul lui a
depășit un om care era mai în vârstă, mergea mai repede, fratele grăbit, și în mersul lui l-a întrebat pe omul acela, avea către 80 de ani: domnule, nu veniți și dumneavoastră la biserică? Și bătrânul întreabă: păi ce să fac la biserică? Să te rogi la Dumnezeu să te ierte. Dar omul foarte liniștit: de păcatele mele se ocupă popa la biserică. Ce liniștit era. Dar fratele a intrat în adunare și a plâns pentru el. Știți de ce? O zi, Doamne, în secolul 21 mai este atâta orbire în România? Să stea alții așa de liniștiți că se ocupă alții de păcatele lor. Eram anul trecut în misiune în Vaslui și acolo din comuna unde am fost în misiune era născut mitropolitul Moldovei și oamenii de acolo stăteau foarte liniștiți că dacă de la ei din zonă s-a născut mitropolitul, apoi toți ajung pe autobandă în cer. Câtă rătăcire! Dar hai să venim la noi. În poporul penticostal care vorbește în alte limbi cu daruri, este un neam de oameni care se crede curat, dar nu-i spălat. Știți că apostolul Pavel vorbea către biserica din Corint, o biserică care arată în cuvântul în capitolul 1, versetul 7, nu duceau lipsă de niciun fel de dar. Eu nu cunosc la ora actuală în România o biserică care să aibă toate darurile. În Corint erau toate. Și la o astfel de biserică, apostolul Pavel continuă și în capitolul 15, versetul 34, le spune așa: spre rușinea voastră o spun, sunt între voi mulți care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cum, Doamne, să fie așa ceva? Într-o biserică cu toate darurile, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oameni care nu sunt curați. Nu ne mai însoțește Domnul? Hai să vedem care sunt motivele. Citeam mai despre vindecarea lui Enea, dar înainte de aceasta am citit un verset și vreau câteva gânduri să punctăm, să vedem când va însoți Dumnezeu biserica. Mi-aduc aminte, probabil am spus cazul acesta, dar este în ton cu mesajul care l-am din partea Domnului. Lucrau doi frați români în America la un bloc mare de tot și împreună cu ei, cu frații penticostali români, lucra și un penticostal, era din Columbia. Și frații penticostali români l-au întrebat pe columbian: auzi, și la voi botează Domnul cu Duhul Sfânt? Aveau și ei adunări în America. Și fratele columbian a spus: sigur că da, și noi vorbim în limbi. Dar românii l-au întrebat: auzi, dar voi proroci în biserică aveți? Și fratele din Columbia au zis: măi, noi am auzit de Isaia, Ieremia, Amos, Daniel, prorocii Noului Testament, dar la noi în biserică așa ceva nu este. Și frații români au spus: măi, să vezi la noi ce proroci avem în biserică. Când intri în adunare, descoperi tainele inimii, vestește viitorul, spune ce ai făcut pe acasă. Fratele columbian a rămas foarte uimit cum lucrează Domnul la români. Și au mai spus: auzi, dar din aceea cu darul vindecării aveți? Cu darul tămăduirii. Și au spus fratele din Columbia: măi, noi am auzit că umbra lui Petru trecea peste bolnavi și erau vindecați. Am auzit despre Pavel că se atingeau basmale de trupul lui Pavel și plecau duhurile necurate și orice boală era tămăduită. Dar noi așa ceva în Columbia și nici aici în America n-am văzut. Și frații români: să vezi la noi, la noi la român ce vindecări face Domnul. Și fratele din Columbia au rămas foarte uimit câteva zile. Până au venit vremea să-i umească columbianul pe român, știți cum? Ce, măi, m-am dus acasă și am povestit la soție cum lucrează Domnul la voi. Și vrem duminică să venim să vedem și noi. Ei, acum ai pus în cărătură columbianul pe român și eu îi spun unul cât altul: mă, n-ai putut să taci, unde-l ducem? Că la noi nu mai proroci prorocii de 25 de ani. Unde-l ducem, mă, n-ai putut să taci din gură? Vindecări ce ne-au povestit bunicii, de unde să vedem noi? Dar noi ne lăudăm, știți? Și au zis: l-am las că rezolve. Au zis: mă, nici la noi nu e așa, dar așa ar trebui să fie. E diferență mare, așa-i? Dacă v-aș lua pe fiecare în rând și pe mine, să vă întreb: fraților, ar trebui să fii mai pocăiți, ce ați răspunde? Da, ar trebui. Dar tristețea mare, că rămânem cu ar trebui, asta e mare problemă. Frate, ar trebui să ne pocăim. O zis David către Ionatan, zice: mâine lună nouă, ar trebui să fiu la masă cu împăratul. O fost? Nu a fost. O rămas cu ar trebui. Și asta e marele risc în adunările noastre. Fraților, ar trebui să ne rugăm mai mult. Toți spunem: așa e, frate. Ar trebui să fim mai râvnicior. Așa e, frate. Dar rămânem numai cu ar trebui, numai cu teoria și nu mai trecem la practică. Doamne, trezește-ne astăzi, amin? Amin, amin. Să trecem la practică, că altfel ne va vărsa Dumnezeu din gură, fraților. Dumnezeu este același. Urechea Lui sensibilă și astăzi. Gura Lui, dacă spune și astăzi un cuvânt, morți înviază. Dar se pune întrebarea: Doamne, nu cumva ne-am schimbat noi? Și ar trebui să răspundem: da, Doamne, așa este. Ne-ai chemat să fim oameni puternici și vedem aici cuvântul Domnului spune așa: biserica se bucura de pace. În primul rând, pacea cu Dumnezeu. Și apostolul Pavel spunea: pacea lui Hristos la care ați fost chemați să stăpânească în inimile voastre.
Avem noi pace cu Dumnezeu? Dacă treci în momentul ăsta din viață, ești sigur că ești mântuit? Stăteam de vorbă nu de mult cu un frate și mărturisa despre un neam de-a lui din Arad. 40 și ceva de ani de pocăință. A mers la spital. Și acolo la spital era groază de moarte. Spunea, nu mi-e frică oarecum că mor, dar nu știu unde mă duc. După 40 de ani de pocăință să nu știu unde te duci, e grav. Apostolul Pavel spunea clar, eu mi-am sfârșit alergarea și știu ceva, că de acum așteaptă cununa, că l-am slujit pe Domnul. Când ai pace cu Dumnezeu, ai garanție, nu te temi de moarte. Când te temi de Dumnezeu, nu te mai temi de altceva. Ai tu pacea aceasta cu Dumnezeu și apoi pacea cu semenii? O trecut odată din viață un frate, dar înainte de a trece din viață, s-a îmbolnăvit de cancer. A mers la medic și medicul i-a spus așa, zilele tale sunt numărate, probabil mai vreo 2 luni de zile. Și într-adevăr, după 2 luni de zile a trecut din viață. Dar fratele acesta, știind că mai are de trăit vreo 2 luni de zile, fiind o biserică cam de 100 și ceva de persoane, de membri, a avut timp și în fiecare seară s-a programat să meargă la câte o familie. Și cu toți frații, cu toate surorile din adunare, s-a împăcat și când a trecut din viață, așa era parcă de liber. Și toți frații care au cuvântat la priveghi, la mormântare, așa de bine au vorbit despre fratele. Că a trecut din viață împăcat cu toți, într-o pace, într-o armonie plăcută. Dar un frate a pus o întrebare. Măi, dar fratele ăsta, despre care tot îl lăudați, numai acum de vreo 2 ani s-a pocăit. Nu, el e din familie, el e născut pocăit. Și până când nu a aflat că are cancer, o lua cina Domnului, da, certa cu frații. Deci numai când a aflat că are cancer și când a aflat că o să moară, numai atunci s-a împăcat cu frații, așa-i? Înseamnă că până la urmă cancerul pentru el a fost o binecuvântare. Vedeți? Trebuie Dumnezeu să ne spună și nouă că avem cancer să ne împăcăm cu frații. N-ar fi mai bine de bunăvoie. Trebuie numai când ne constrânge Dumnezeu, ne pune la menghină, numai atunci. Nu spune cuvântul pentru noi, Psalmul 32, nu fiți ca un cal și ca un catâr pe care îl strunești cu o zăbală și cu un bici. Domnul vrea de bunăvoie să trăim în armonie. Dacă îți aduci darul la altar, ce spune cuvântul? Și îți aduci că aminte că fratele tău, că părâșul tău are ceva cu tine, du-te împacă-te cu el. În adunarile noastre, parcă de multe ori, îi lipsă de pace. Parcă nu-i unitatea așa desăvârșită așa cum ar dori eu Domnul. Și spunea Apostolul Pavel și vă citesc versetul acesta, ce bine ar fi să se împlinească în dreptul nostru. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10, spune astfel. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Doamne, ajută-ne pe toți, amin? Dacă avem ceva, să ne iertăm din toată inima, cum ne-a iertat Hristos, așa să ne iertăm și noi. Doamne, ajută-ne pe toți. Apoi spune cuvântul mai departe, biserica se bucura de pace, se întărea sufletește. Se întărea în omul din lăuntru. Sufletul prospera, mergea din putere în putere. Aș vrea din cuvântul Domnului să arăt câteva surse prin care noi ne putem întări în lăuntru nostru. Surse pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna noastră, dar din păcate nu le folosim. Nu este de vină Dumnezeu că noi nu suntem puternici. Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 6, versetul 10, spune un verset așa. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Apostolul Pavel dă de înțeles că atârnă și de noi să fim tari. Întăriți-vă voi! Noi de multe ori ne rugăm așa. Doamne, întărește-ne Tu! Dar vine Pavel și spune altceva. Întărește-te Tu că stă ție în putere. Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră. Dacă noi nu le folosim, nu-i Dumnezeu de vină. Și o să arătăm câteva surse la care au acces toți. Și dacă noi nu le folosim, nu-i Dumnezeu de vină, suntem noi. Nu e așa că dacă mergi la servici și muncești din greu și ți-ai luat de acasă un pachet cu ceva mâncare, dar nu-l mănânci, poți să mori de foame, poți să ții mâncarea pe burtă, dar să fie foame, așa-i? E, Dumnezeu ni l-a dat. Dar dacă noi nu le consumăm, dacă noi nu ne băgăm în priză, dacă noi nu ne aprofundăm să ne captăm acolo la sursa aceasta de putere, vom fi slabi și nu va fi Dumnezeu de vină, ci eu și tu, că nu ne-am făcut partea noastră. Haideți în primul rând să vedem câteva din aceste surse, amintesc 2 sau 3, foarte cunoscute, sunt convins. Cuvântul spune așa, deschideți împreună cu mine Fapte capitolul 1, versetul 7 și 8. Vorbea Domnul Iisus cu ucenicii astfel. El le-a răspuns. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele
Pe aceștia Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Voi veți primi o putere. Care este puterea aceasta? Duhul Sfânt. Ce ziceți? Mai botează și astăzi Domnul cu Duhul Sfânt? Binecuvântat să fie numele Domnului. Zilele trecute am avut un botez în apă, 35 de candidați, și prin harul Domnului așa am procedat împreună cu frații slujitori din Lugoj. Înainte de botezul în apă, ne-am rugat Domnului din candidații pentru botez, i-am introdus la stăruință după ce au fost la mărturisire înainte, și din cei 35, până la data botezului în apă, 30 au fost botezați cu Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! Nădăjduim că în curând și celălalt 5 să întregească numărul. Spunea Apostolul Petru, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul, orică ești la Deva, orică ești la Lugoj, dacă ai inima dornică, dacă ți-e sete, Dumnezeu a dat pe cel însetat. Spunea Domnul Iisus, dacă însetează cineva, ce să facă? Să vină și să bea. Doamne, pune noi sete, amin? Amin. Știți care e problema că mulți nu primesc Duhul Sfânt? N-au sete fierbinte. Nu însetează cu adevărat. Știți că arată cuvântul lui Fapte, capitolul 2, că au venit la Petru aproape 3.000 de oameni și au întrebat, fraților, ce să facem? Și vă spun un lucru. Cu cei care vin e ușor de lucrat, așa-i? Dar cu aceea pe care mergi tu să-i cauți, cu aia e mai greu de lucrat. Atunci se vede cu adevărat că ești setos, când vii și ceri apă. La noi în casă, prin harul Domnului, Domnul poate da sute, cred că peste 1.000 de persoane, dar cel puțin sute, da. Și avea tata un răspuns când ne întrebau frații, frate Ștefan, când se fac stăruință? Când e vremea de stăruință? Și tata le răspundea, când este cu cine? Cum adică când este cu cine? Păi când cineva e interesat, vine și spune, frate, vreau să stăruiesc. Și fratele zice, știi ce? Încă nu-i momentul, te mai amân puțin. Nu, frate, eu vreau acum. Păi când vezi care ai decis, păi ăla vine la stăruință, nu? Cu ăla se merită. Dar în vremea de astăzi e altfel. Într-o adunare sunt 50 de persoane nebotezate cu Duhul Sfânt. Se organizează stăruință în adunare și din cei 50 vine numai 15 la stăruință. Punem întrebarea, la cei 35 îi sete care nu vin? Nu îi sete. Vedeți de ce nu botează Domnul? Nu mai suntem interesați, fraților. Se organizează, îi chemăm fraților, haideți la stăruință. Și din 50 nebotezați, la stăruință vin numai 15. Și cu aia 15, vă spun din experiență, ei care vin, frații, da, să se face pentru ei, să roagă mai tare decât aia în caz, decât ei care cer. Și pun întrebarea, este o normalitate? Nu. Mărturisea un tânăr din Turnul Severin, când a ajuns la cunoștința și la necesitatea aceasta înăuntru lui, să simte că are nevoie de puterea aceasta, a început să se roage fierbinte și spunea tânărul, nu exista rugăciune la care să nu mă rog, Doamne, botează-mă și pe mine. Și spunea tânărul, și când ceream binecuvântarea peste mâncare, cu asta începeam, Doamne, te rog, botează-mă, că asta am nevoie prima dată. Dar note cu multă vreme și odată venea de la locul de muncă și dintr-o dată a venit o ploaie torențială, fratele nefiind pregătit cu umbrelă, a intrat într-o cabină telefonică și stând acolo, Doamne, dacă ai îngăduit să ploaie peste pământul ăsta însetat, n-ai vrea să ploie și peste mine. Să lași din ploaia ta și peste mine. Și acolo în cabina telefonică l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, că avea sete. Tu ai sete? N-ai vrea să primești puterea aceasta de sus? Cât vei mai zăbovi? Punea Domnul întrebare prin prorocul Ieremia. Cât vei mai zăbovi? Vara a trecut. Secerișul, spunea Ieremia, s-a isprăvit. Și noi nu suntem mântuiți încă. N-ai vrea să stăruiești ca Domnul să dea putere de sus? Vrei să fii tare? Una din sursele prin care se primește putere este puterea Duhului Sfânt. De ce stai nepăsător față de ea? De ce ești nepăsător? Și tragedia pe care o trăim în adunări penticostale. Tineri botezați în apă și trece un an, trec 2 ani, trec 5 ani, trec 10 ani și trec din viață nebotezați. Și vă spun sincer, la sfârșitul adunării, dacă vrea cineva să mă contrazică, să vină, stăm de vorbă. Nu au garanția răpirii oamenii aceștia. Cineva care nu-i botezat cu Duhul Sfânt, cu vorbirea în alte limbi, să nu se aștepte la răpire. Punct. Vă pot spune versete biblice. Roman, capitolul 8, versetul 9, versetul 11, 1 Corinteni 12 cu 13. Citiți să vedeți. Cel ce a înviat pe Hristos va învia și trupurile voastre dacă, este un dacă, Duhul lui Hristos locuiește nu cu voi, în lăuntru vostru.
Că aici e marea confuzie care se creează în adunări și vă citesc versetul acesta, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 16, spune așa. Eu voi ruga pe Tatăl, spunea Domnul Iisus, și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar, auziți, fiți foarte atenți, voi îl cunoașteți. Ce înseamnă aceasta? Ucenicii deja au avut relații cu ei, cu Duhul Sfânt. Voi îl cunoașteți. Dar spune Domnul mai departe, rămâne cu voi. Deja era acolo. Însă pentru viitor, făgăduința sună astfel. Va fi unde? În voi. Când a intrat Duhul Sfânt în ei? Hai să întoarcem numai câteva pagini. Fapte, capitolul 2, versetul 4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, în ziua cincizecimii. În momentul în care au fost botezați cu Duhul Sfânt, a intrat Duhul Sfânt în ei. Până atunci, era Duhul Sfânt cu ei. Ei cunoșteau pe Duhul Sfânt, dar nu era înăuntru lor. Și asta e diferența. Este una să fie Duhul Sfânt cu tine. Și nu contestăm că la frații baptiști, la frații creștini după Evanghelie, Duhul Sfânt nu-i convinge, nu-i dovedește, dar este cu ei. Însă este altă măsură când Duhul Sfânt este înăuntru tău. Aduceți-vă aminte de Petru, era Duhul Sfânt cu el, că așa spune Domnul Iisus, rămâne cu voi, este aici. Și spune Domnul, mergem la Ierusalim, Fiul omului va fi dat în mâinile preoților și Petru zice, să te ferească Dumnezeu, Doamne. Se întoarce Domnul către el, înapoi a mea, Satan. Măcar că cu câteva momente înainte, o întreba Domnul, cine zic oamenii că sunt eu? Tu ești Hristosul. Și a spus Domnul, ferice de tine, Petre, că Dumnezeu ți-a descoperit prin Duhul Sfânt. Auziți, acum vorbește Dumnezeu, la câteva minute, poate un ceas, două, prin aceeași gură vorbește Satana. Ce părere aveți? Ați mai găsit în Scriptură, după ce Petru a primit Duhul Sfânt să intre lăuntru lui, a mai vorbit vreodată Satana prin el? Niciodată. Este o diferență. Petru era Duhul Sfânt cu el. O spus Domnul, rămâne cu voi. Înaintea unei slujnice, știi ce zice? Nu-l cunosc pe omul acesta. Vine un rob al marelui preot. Se jură cu blestem că nu-l cunoaște. Același Petru, după ce intră Duhul Sfânt în viața lui, stă față în față cu marii preoți și spune, voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei. Este un alt Petru, așa-i? Era acum Duhul Sfânt în viața lui. Avea putere acum. N-ai vrea tu să experimentezi puterea aceasta? Doamne, mai botează cu Duhul Sfânt, amin? Dar pune și în inima noastră setea aceasta. Spunea Domnul Iisus, când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere. Ești slab și sunt slab, că nu cer de la Domnul plinătatea aceasta, puterea aceasta care o pus-o Dumnezeu la îndemâna noastră și nu o folosim. Nu-i Dumnezeu de vină, suntem noi de vină și spunea Apostolul Pavel în Evrei, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători? Nepăsători. Nepăsarea este un mare păcat. Știți ce a acuzat Domnul păcatul Sodomei? În cartea Ezechiel spune acolo, iată care era vina sorei tale Sodoma. Liniște nepăsătoare. Și starea aceasta a dus-o la păcate grozave, care a dus la nimicirea cetății. Liniștea asta nepăsătoare în care stăm noi mulți, suntem botezați în apă, ne așteaptă raiul. Nu! Trebuie să faci pasul următor spre botezul cu Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne pe toți, amin. O altă sursă care Dumnezeu a pus-o la îndemâna noastră, ca să fim întăriți, urmăriți împreună cu mine versete foarte cunoscute, Romani, capitolul 1, versetul 16. Mie, spune Apostolul Pavel, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. De altă parte, îngerul se adresează Mariei în Luca capitolul 1, versetul 37, dacă nu greșesc, și spune în felul următor când îngerul Gabriel se tea de vorbă cu Maria și spune astfel, Luca 1 cu 37, nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Vrem să fim tari? Vreți să fii tare? Poftă bună la Scriptură. O să fii tare. De-aia suntem slavi, fraților. Că ne plac filmele și nu ne mai plac cuvântul. Asta e realitatea. Tineri de 22-23 de ani să pregătesc de căsătorie, dar n-or citi niciodată Biblia. Îmi permis să-i dojenez, să le fie rușine. Romane ai avut timp să citești. Sute de filme ai avut timp, dar de Biblie n-ai avut timp. Te miri că e slab? Te miri? Nu te mira. Hai să citesc un verset în cartea Osea, iată ce spune cuvântul Domnului.
În capitolul 7, versetul 8 și 9. Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Niște străini, care sunt străinii aceia? Care ne mănâncă puterea, fraților. Ne mirăm că slăbim din zi în zi, că alții ne mâncă puterea. Nu ne aducem aminte oare că a fost o vreme în viața poporului Israel, când așa de mult a fost întorată Samaria, că au ajuns să mănânce un cap de măgar valora 80 de sicli și un sfert de hin de găinaț de porumbel valorea 5 sicli de argint. Lucruri la care altădată oamenii se uitau cu scârbă. Cine mânca în vreme de belșug găinaț de porumbel? Dar lucrurile pe care altădată le priveau cu scârbă, acum au ajuns să le hrănească și numai să se hrănească, să le și plătească încă. Înainte de Revoluție, toți creștinii adevărați condamnau televiziunea. Și astăzi, mulți din cei care condamnau plătesc abonamentul TV. Plătesc găinațul de porumbel să se hrănească cu el. Și ne mirăm că suntem slabi. Nu ne mirăm. N-are rost să ne mai mirăm, fraților. Străinii ne mănâncă puterea și ne facem că nu ne dăm seama. Și Apostolul Petru spunea despre unii, în adins se prefac că nu știu, se prefac că nu știu. Ne mirăm că atunci când luăm cuvântul în față, citim un capitol și ne ia somnul. Dacă ne uim de acțiune, până la miezul nopții nu ne ia somnul absolut deloc. Și ne mirăm că suntem slabi. Doamne, trezește astăzi adunarea, amin? Amin. Mi-aduc aminte că vorbea Domnul astfel, într-o biserică din Vicov, în urmă cu vreo 20 și ceva de ani, și spunea astfel: am să mă cobor în mijlocul poporului și am să chem acasă un suflet care e pregătit. Era o tânără de 20 de ani care a mers duminică dimineață la adunare, cânta la cor. S-a pus pe genunchi la locul ei unde cânta la cor și a început să se roage, că a ajuns în casa Domnului. Și când s-a rugat pe genunchi, nu s-a mai sculat. A chemat-o Domnul acasă, nu era bolnavă. La 20 de ani a murit pe genunchi în adunare, fără nicio boală. Dar a spus Domnul înainte, am să chem de mijlocul poporului un suflet pregătit. Un suflet pregătit, o confirma Domnul. Dar știți dumneavoastră în Scriptură că a murit cineva la rugăciune? Și în Scriptură este un caz arătat că cineva a murit tot la rugăciune. În cuvântul Domnului spune astfel și vă citesc din 1 Împărați, capitolul 19, versetul 37. Spune în felul următor. De fapt, în 2 Împărați. Spune astfel, în 2 Împărați 19:37, despre Sanherib. Pe când se închina în casa Dumnezeului său Nisroc, Adramelec și Sarezer, fiii săi, l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. Iată că și Sanherib moare tot la rugăciune. Dar asta nu se închina la Dumnezeu adevărat. Ăsta se închina unui idol. Și acum revenim la noi. Ce se întâmplă cu tine și cu mine dacă mor pe genunchi în adunare sau acasă în odăiță, în timp ce faci un ceas de rugăciune, te cheamă Domnul acasă. Unde te duci? Unde te duci? Nu mă îndoiesc că să ne ducem direct la Domnul, așa-i? Dar ce se întâmplă cu tine dacă în timp ce plângi la o telenovelă te cheamă Domnul acasă? Unde te duci? Ce se întâmplă cu tine de care în timp ce strigă gol să duc acasă? Unde să duc? Tot în gol. Categoric. Hai să vorbim, fraților, astea realitățile. Străinii care ne mănâncă puterea și ne mirăm că ne rugăm mulți, ne rugăm sute și nu se mai întâmplă nimic. Nu-i Dumnezeu de vină. Vă chem împreună cu mine, Doamne, ajută-ne să ne pocăim, amin? Niște străini ne mănâncă puterea. Nu mai sunt lacrimi la rugăciune că se duc toate la telenovele, fraților. Asta e realitatea. Înainte, când chemai pe cineva acasă și îți făcea o vizită, primul lucru când intra un frate sau o soră în casa noastră, știți care era? Haideți să facem o rugăciune. Și acum știți care e primul lucru? Hai să bei o cafă. Și ne mirăm că nu ne mai însoțește Domnul. Zâmbim, dar zâmbetul ăsta ar trebui să fie amar. Amar ar trebui să fie. Mere are rugăciunea. Nu e așa că am lăsat-o la urmă? Mergem în vizită unii la alții, vorbim 4-5 ceasuri și după ce vorbim câteva ceasuri, numai flecării goale, la sfârșit să fie și Domnul mulțumit. Facem 2 minute de rugăciune. Auziți ce tupeu avem? Doamne, ai văzut că ne-am rugat 2 minute. Ca și când Domnul o să-L mulțumim. Doamne, s-am dat și ce o coajă. Fii mulțumit măcar.
Și ne mirăm că nu ne mai însoțește Domnul. Ar trebui să ne mirăm că nu ne pedepsește Domnul, fraților. Asta ar trebui să ne mirăm. Că noi pretindem, Doamne, noi suntem copiii Tăi. Și striga Amos, capitolul 5, versetul 18, așa. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Cântăm în adunări, vino, Doamne! Dar eu aș putea spune, Doamne, mai stai și trezește-ne înainte de a veni, că se va fi vai de noi. Striga Amos, ce așteptați voi de la ziua Domnului? Cum ce așteptăm, Doamne? Așteptăm să vii să ne duci acasă, că altceva mai bun decât noi n-ai. Și ce a spus Amos? Ziua Domnului pentru voi va fi întuneric și nu lumină. De ce, Doamne? Pentru că ați cunoscut pocăința și v-ați bătut joc de ea. Da. Nu așa că sunt cuvinte cam tăietoare? Dar Domnul pe cine iubește, îl și mustră. Facă Domnul în seara au fost cuvinte mai mustrătoare să ne ducă la pocăință, fraților. Prea ne-am jucat cu pocăința, fraților. Prea ne-am obișnuit cu Dumnezeu. Prea ne-am obișnuit cu lucrurile sfinte și le călcăm în picioare. Și Dumnezeu vrea sfințenie de la noi. Biserica se întărea sufletește. Rugăciunile noastre au ajuns ca o cenușăreasă. Le punem la urmă de tot. Ba mai întâlnești în familie, se roagă soțul cu soția când o mai fac, mai rar, știi? Și când se scoală de pe genunchi, zice soțul, zice, mă, știi ce m-am gândit în timpul rugăciunii? Ar fi bine să ne mai facem o cameră la masardă. Păi ori te-ai rugat, ori ai făcut planuri de casă. Și mai și zice, mă, auzi, că dacă a fost în timpul rugăciunii, înseamnă că a fost de la Domnul. Până unde merge tupeul nostru. Ăsta sunt rugăciunile noastre. O soră va de lucru, a luat o tărâre să se roage un ceas pentru familie. Era în necaz familia. Și a început sora să se roage. Avea mai mulți copii și a pus copiii deoparte acolo să se roage și s-a încuiat sora singură într-o cameră și în timp ce se ruga ea Domnului, la un moment dat a auzit că unul din copii a început să plângă. S-a gândit, mă, cine știe, poate un copil mai mare o fi bătut pe unul mai mic. Dar după un timp copilul a tăcut, probabil e mai mare l-a împăcat. Sora a continuat rugăciunea. La un moment dat s-a gândit, vine soțul de la serviciu, ce o să-i fac de mâncare? La magazinul cu tare reduceri, trebuie să ajung și acolo. Și sora se ruga, dar gândul era ba la magazin, ba la cumpărături, ba la copii. Și după vreo jumătate de oră de stat pe genunchi, are o vedenie. Se prezintă doi îngeri. Unul se pune lângă ea și unul la o înălțime oarecare. Și îngerul de sus îl întreabă pe ăsta de jos. Ce face? Se roagă? Și îngerul de jos stătea să uita la ea, mișca sora buzele, vorbea. Și spune, se roagă. Și îngerul de sus i-a spus, spune-i că sus nu se aude nimic. Dar deja sora avea jumătate de oră stat pe genunchi. Și a zis sora, o trebuie să anulezi jumătatea de oră, să încep de la început, de la zero. Dar de această dată nu m-am gândit nici la reduceri, nici la cumpărături, nici la mâncare, nici la copii. M-am rugat la cauza aceea. Și Dumnezeu da biruință atunci. Nu așa că rugăciunile noastre cum sunt? Și ne mirăm că nu mai avem răspuns de la Dumnezeu? Rugăciunile noastre în adunare durează 5 minute. Știți de ce? Că acasă durează numai 2 minute. De aia, fraților. Am ajuns vremea când în adunări se termină rugăciunea în comun și parcă un frate ar mai spune câteva cuvinte. Că mai are ceva de spus. Și noi care am încheiat rugăciunea, auzi până unde merge, ne gândim, mă, ce l-a apucat pe ăsta de să roagă atâta? Ca și când cu el e problemă, nu cu noi. În loc să ne punem întrebarea, cine a apucat pe noi de ne mai rugăm numai 2 minute? Ne punem întrebarea, ce are ăla? Că așa l-a apucat și pe el. Zice, mă, femeia asta care stă atâta pe genunchi, sigur e biată. În vremea de astăzi, cei care se roagă mult, ni se spar suspecți. Ni se spar suspecți de care se roagă mult. Până unde ne-a adus diavolul? Casa noastră și casa Domnului ar trebui și așa, asta e locul ei, să fie o casă de rugăciune. Doamne, fă să fie așa, amin? Dar casele noastre au ajuns case de bârfă, case de judecată și ne mirăm că Domnul nu mai lucrează. Doamne, trezește-ne astăzi, amin? Cuvântul, Duhul Sfânt și rugăciunea le-a pus Dumnezeu la îndemâna noastră. De ce nu le folosim? Erau două surori, stăteau așa peste drum una de alta și mergeau una în vizită la alta și, bineînțeles, aveau timp de multe, numai de Evanghelie nu. Și la un moment dat, asta care era gazda, a văzut că sora care vine peste drum tot o provoacă și avea un băiat. Și băiatul când a văzut pe sora de peste drum că iară vine, s-a gândit, iară vine la mama și are câteva ceasuri o să aibă de povestit. Și tânărul deja a pregătit o carte de cântări și când a venit sora zice, soră, hai să facem o rugăciune. Au citit ceva din Scriptură, au făcut o rugăciune, s-a gândit sora care stătea peste drum, sigur băiatul are de plecat undeva în călătorie, dar băiatul nu a plecat niciunde.
După ce a făcut rugăciunea, deschide băiatul cartea de cântări, avea o carte de cântări pregătită acolo. Zice, soră, cunoști cântarea asta? Era o cântare cunoscută. Da, hai să o cântăm. O cânta toată cântarea. Când a terminat cântarea, deja băiatul avea altă cântare pregătită. Știi și cântarea asta? O știu, hai să o cântăm. O cântat a doua cântare. Când se cea a treia cântare, o e sora care a venit de ea pregătită, stă câteva ceasuri. Frate, stai că am ceva treabă pe acasă, a plecat. Ea nu a venit la cântare și la rugăciune, a venit la bârfă. De bârfă avea timp, de rugăciune nu. După câteva zile, o mers seară vizită la sora, nu mai era băiatul acasă. Ce mă, băiatul tău alalt era vrut să-și bată joc de mine. Auziți, când o pus-o la rugăciune și la cântare, era bătaie de joc. Dacă o lăsa să bârfească, asta era ceva normal. Vedeți în ce stare am ajuns. Judecățile, bârfele, clevitirile sunt la ele acasă. Rugăciunea ni se pare suspectă. De-aia nu ne mai însoțește Domnul pe noi, fraților. Atunci mi-aduc aminte că eram la Oțelul Roșu în urmă cu câțiva ani de zile și-a dat Domnul acolo o științare. Era arătat un sol din partea vrășmașului care bătea la ușile fraților, la familii. Și în unele locuri era primit și în altele nu era primit. Solul acesta avea dosare. Dosare cu acte autentice, cu fapte reale. Și acolo unde era primit solul acesta, a intrat la masă, îi invita pe membrii familiei și începea să discute și scotea câte un act și încă unul și încă unul și începea să vorbească despre actele acelea. Erau fapte provocate de alte familii, trăite de alte familii, dar reale. Și provoca pe cei din casă să vorbească de rău despre cutare, despre cutare, despre cutare. Și în familiile unde era primit solul acesta, nota adresa. La familia cutare am fost primit, la familia cutare am fost primit. Și după ce nota adresa, dădea adresele acestea la un alt sol. Și în toate familiile unde solul acesta cu vorbire de rău era acceptat, era îngăduit de Dumnezeu și al doilea sol. Dar al doilea sol venea cu lovituri și cu pedepse din partea Domnului. Fiindcă a fost primită bârfa, Dumnezeu îngăduia pedepse acolo. Și se cerea, Domnul cerea așa, țineți ușa închisă pentru vorbire de rău și veți rămânea sub binecuvântarea Domnului. Casa noastră să fie o casă a rugăciunii. Doamne ajută-ne, amin! Duhul Sfânt este o putere, cuvântul este o putere, rugăciunea este o putere, dar nu le mai folosim. Și de aceea mergem mereu slăbind. Doamne, trezește-ne Tu, amin? Apoi următorul cuvânt care spune aici, citeam din fapte, biserica se bucura de pace, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Doamne, lipsește azi și frica de Tine. Teama aceea sfântă, reverența aceea. Până acolo, că am văzut cadrul și probabil l-ați văzut și dumneavoastră. Vin unii la adunare, se pun pe genunchi, dar auzi, ca să nu-și murdărească pantalonii, pun Biblia jos și genunchii pe Biblie. Până unde se merge? Până unde se merge? Știți de ce? Nu este teamă de Domnul. Mărturisea un frate, era șofer, l-a chemat Domnul la pocăință la 20 de ani, din lume venit, l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și tânărul acesta o primit Duhul Sfânt cu adevărat, real. Cum era șofer la pedala de la frână, unde lucra fratele de la camionul acela, avea pedala aceea, avea un cauciuc mic. De la atât a pus frână, s-a uzat și a căzut jos. Pe vremea regimului trecut, fratele a căutat în comerț, nu a găsit pentru moment, costa 50 de bani un cauciuc. Dar în curtea fabricii era un camion care trebuia dus la fier vechi. S-a dus fratele acela la camion, a deschis camionul și, într-adevăr, pe pedala de la frână era cauciucul de care avea fratele nevoie. L-a luat jos. Când l-a luat jos, aude o voce. Ce faci aici? S-a gândit fratele, mă, poate nu m-am uitat bine. O fi poate pe aici cineva. S-a uitat în stânga, în dreapta, mai odată în cabină. Nu era nimeni. S-a dat seama că Duhul Sfânt, care tocmai îl botezase cu câtva timp în urmă, îl mustră și a zis, Domnul, te văd colegii tăi că umbli la mașină. Zic, uite și pocăiți, te fură în rând cu voi. Și tânărul acesta a zis, Doamne, dar am nevoie, am căutat în comerț și n-am găsit. L-a zis, Domnul, la Tine gestiune, răspunsul pentru el? Și tânărul, când a auzit mustrarea Duhului la nivel de cuget, o lăsa bucățica aceea de cauciuc jos și a făcut câțiva pași să plece. Și când a făcut câțiva pași, auzi ce-i spune Domnul, de jos l-ai luat sau de pe pedală? Ce pretențios e Domnul! Sunt toți fratele înapoi, o lua cauciucul și l-a pus pe pedală și a plecat liniștit. Și astăzi fură unii camionul cu totul și dormi liniștiți noapte. Asta e diferența. Asta e diferența, fraților. Astăzi fură unii marfă cu camionul și vin acasă și mulțumesc Domnului că nu i-au prins. Ce mulțumire și asta. Vând marfa și fac partea Domnului. Doamne, până unde am ajuns. Și după ce fac partea Domnului, așteaptă și răsplată de la Domnul, bineînțeles. Vedeți cum nu o șelat diavolul.
Pe ăla nu l-a lăsat Domnul să ia un cauciuc de 50 de bani. Și pe tine te lasă Domnul să furi cu tolele. Și zici că ai același Duh Sfânt. Nu mai este teamă de Domnul, asta e problema. David, o tăia colțul hainei lui Saul, s-a întâmplat ceva cu el, știți ce? Când o tăia colțul hainei lui Saul, a început inima să-i bată. Și până atunci îi bătea inima, nu că altfel murea. Dar înțelegem că a început să-i bată inima mai tare ca până atunci. Și de ce? O simți că parcă nu dă bani să-i taie colțul hainei. Același David, omul acela așa de sensibil altă dată, a ajuns și-o preacutvit cu Bașeba și l-a ucis pe Urie și acum nu-i mai bătea inima. Acum au dormit liniștit 9 luni de zile, până au venit Natan să-l mustre. Ce tupeu! Nu-i așa? Același David. Nu-i așa că atunci când te-a chemat Domnul la pocăință, erai atent la cele mai mici detalii. Și acum trăiești în păcat și nu te mai mustră nimeni. Este o cântare și spune așa cântarea: Doamne, mai lasă pe Duhul Sfânt să ne mustre ca la început. Nu-i așa că nu ne mai cunoaștem mustrarea cugetului? Și parcă am amorțit. Și parcă cugetul nu ne mai mustră, nu-i mai lumina de Duhul Sfânt ca la început. Lipsește teama de Domnul. Doamne, lasă în poporul tău teama sfântă de tine, amin? Spune despre Domnul Iisus, vă citesc versetul acesta în Isaia, capitolul 11. Să vedeți ce prorocie era despre el, versetul 3. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Frica de Domnul, care astăzi lipsește în poporul Domnului. Lucra un frate la un depozit de alimente, la un depozit de fructe și înainte de Revoluție, știți că veneau mai greu citricele, portocale, banane, lămâi și la un moment dat, chiar de Crăciun, a venit un tir cu portocale și toți colegii lui au luat câte 2-3 pachete de portocale acasă și fratele a luat și el o cutie goală și a dus-o cu gura în jos să se vadă că n-are nimica. Dar au zis, iau și eu măcar să am cu ce să aprind focul. Și când se iese pe curtea fabricii afară, îi zice Duhul Sfânt, nu-i potrivit să o iei. Să uită colegii tăi la tine și uite și bucăritul fură. Și fratele i-a dat un avânt și a aruncat în curtea fabricii. Dar au trecut atunci vreo 15 ani, fratele lucrează la același depozit și acum fratele duce și el câte 3 pachete cu colegii. Ce părere aveți? Când era starea mai înaltă? Atunci când nu lua nicio cutie goală sau acum când duce și el 3 cutii acasă? Nu e așa că așa încetul, cu încetul. Îi spunea Domnul prin Isaia 31:6, întoarceți-vă la acela de la care v-ați depărtat mult. Așa încetul cu încetul, dar așa de mult l-am depărtat. Și Dumnezeu nu mai lucrează. O, Doamne, ajută-ne să ne apropiem de Tine, amin? Așa cum ne-am depărtat, să facem cale întoarce, să revenim la lucrurile pe care le-am pierdut de mult. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, fraților, dar de multe ori îi stăm noi împotrivă. Și nu degeaba spunea Domnul prin prorocul, de fapt prin apostolul Iacov, iată ce verset și ce ne îndemna Iacov și spune în capitolul 4 în felul următor. Versetul 8. Apropiați-vă, că ne-am depărtat de Domnul, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Și versetul 9. Simțiți-vă ce? Ticăloșia. Dacă ne uităm în capitolul anterioare, în multe rânduri Iacov îi numea pe frații aceia frații mei. Și auzi la niște fraze, le spune Iacov, simțiți-vă ticăloșia. Am dorit, fraților, să facem o rugăciune, chiar dacă nu e rugăciunea de finimanal, în care să rugăm pe Domnul, Doamne, ajută-ne să ne vedem starea, amin? Așa cum o vezi Tu. Nu degeaba psalmistul David se ruga în psalmul 139 astfel. Cercetează-mă Tu, Dumnezeule, că eu m-am cercetat, dar eu când mă cercetez îmi dau notă bună, cred că sunt bun, însă când ne cercetează Dumnezeu, acolo e problema. Știți dumneavoastră cum arată un cadran solar? Un stâlp sau un par, care în funcție de rotația soarelui, arată cât e ceasul. Așa vedeau oamenii înainte cât e ceasul. E, cadranul acela solar, dacă îl bagi într-o încăpere întunecoasă, într-un beci, de exemplu, te învârți cu lanterna jurul lui și dai tu oră ce vrei tu. Cam așa e cugetul unora. Pentru că trăiesc în întuneric, ei cu cugetul lor dau ce oră vrei. Dau ce oră vor ei. Sunt unii care trăiesc în întuneric. Și spui, frate, dar cum poți să stai așa la cina Domnului? Frate, pe mine cugetul nu mă mustră, fiindcă ești în întuneric. Dar când vei ieși la lumina lui Hristos, El e soarele de prihănirii, lanterna ta o să pălească. Asta e problema. Noi trebuie să avem, cum spunea Pavel, cugetul, Romani 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Doamne, lasă Duhul Sfânt să ne lumineze, amin? Și psalmistul, psalmul 36, prin lumina ta vedem lumina. Hai să facem o rugăciune și să rugăm pe Domnul. Doamne, cercetează-ne Tu pe toți, amin? Lasă pe Duhul Sfânt să ne dovedească stările, să vedem unde suntem cu adevărat. Să dăm masca jos, cu alte cuvinte.
Vă spun un exemplu cu care am să închei. Era un frate pur la disciplină, chiar exclus dintr-o adunare pentru beție. Și la un moment dat o plecat în adunarea de unde era soția lui, la câteva sute kilometri departare. Frații de acolo nu-l cunoșteau. Când au mers acolo, fratele avea obicei să se îmbrace elegant, așa, și în adunare era un proroc. Și când l-a văzut pe fratele Musafir îmbăcat bine, elegant, a început să-i prorocească. Cât despre tine, bărbatule, venit din altă cetate, am să te fun în fruntea poporului, îți dau nu știu câte daruri. S-a terminat rugăciunea și cel puțin ăsta exclus a avut puțină minte în cap și l-a întrebat: măi, pentru mine, o pun lucrarea? Da, frate, înseamnă că starea mea e bună. Da, frate, o zis Domnul că te pune. Și fratele, sincer, măcar că era exclus, zice: mă, dacă eu sunt bun, tu ești rău. Oprește-te. Mergem pe la proroc să ne arate stările, dar tu nu știi pe unde umbli? Tu nu știi pe unde te scalzi? Hai să fim sinceri cu noi înșine. Isaia 44:19. Niciunul din voi nu intră în sine însuși. Să stăm de vorbă cu noi: Doamne, până acum am jucat atâta teatru. Nici soțiile noastre nu știu cine suntem noi. Dar am vrea să fim sinceri. Doamne, vindecă-ne Tu, amin? Haideți în picioare să rugăm pe Domnul să ne vindece starea și să ne dovedească starea de vinovăție.